Există multe dispute pe marginea așa numitei confuzii dintre geți și goți, în sensul că unii spun că între geți și între goți nu există nicio legătură, alții spun că goții sunt geți 100%, dar și-au schimbat numele, iar o a treia informație din zona istorică ne spune că geții și goții s-au amestecat pentru mai mult de 200 de ani la gurile Dunării, după care de pe teritoriul României de astăzi au plecat în secolul V, au ajuns în peninsula italică pe care au cucerit-o. Cu privire la aceste dispute, istoricul italian Carlo Troia, în cartea sa scrisă în secolul al XIX-lea, ne face demonstrația faptului că geții lui Zalmoxis sunt strămoșii goților lui Teodoric. Despre acestea, dar și despre alte lucruri foarte interesante, vom discuta cu domnul Dumitru Ioncică, directorul editurii Uranus, cel care a și editat cartea Argumente pentru rescrierea istoriei europene, bazată pe cartea scrisă de istoricul italian Carlo Troia. Domnule Ioncică, să începem cu creionarea personalității sau portretului acestui Carlo Troia. Carlo Troia a fost un istoric faimos în secolul XIX și a petrecut viața între 1780 ceva și 1858. A scris o carte fundamentală de istorie, Storia d'Italia nel Medioevo, 16 volume, în acest ciclu, 3500 de pagini sunt ocupate de istoria geților, a dacilor. Este unul dintre cei mai redutabili scriitori din vremea sa. A fost și om politic, a fost la un moment dat prim-ministru al regatului celor două Sicilii, într-o vreme când în Italia erau foarte, foarte multe probleme legate de unire, legate de închisorile supra-saturate de deținuți, încât un prieten și contemporan al său, Charles de Tocqueville, spune, iată, sunt atâtea probleme în Italia și de o jumătate de oră domnul Carlo Troia caută să ne arate identitatea dintre daci, geți și goți. Nu că noi n-am crede că nu e așa, dar este foarte interesant că el se poate abstrage de problematica zilei și se ocupă de vremuri trecute. Carlo Troia a scris această istorie care este uriașă. Problema de care se preocupă el este de a arăta că geții lui Zamolxe, între geții și lui Zamolxe și ostrogoții lui Teodoric cel Mare, nu este nicio deosebire. Istoria pe care o concepe cu privire la geți, la fenomenul dacic, se întinde între anul 640 înainte de Hristos și 1450. E un interval de peste 2000 de ani. Deci două milenii în care el vorbește de cum s-a insinuat națiunea dacogetică în Europa, în partea de sud a Europei și în partea de nord a Europei. Argumentele sunt, din punctul meu de vedere, mai mult decât convingătoare, pentru că el transformă, de exemplu, o poveste pe care o spunea Iordanes în cartea lui foarte densă, în getica lui, o transformă în istorie. Cărțile lui Carlo Troia cuprind data,
evenimentului, personalitatea, circumstanțele și întâmplările. Chiar dacă sunt două sau trei pe an, toate sunt supuse aceleiași rigori. Cu privire la ce ne interesează... Asta înseamnă că este un drumar care i-ar putea pune pe gânduri pe mulți dintre istoricii noștri, dacă ar fi preocupați. Este singurul, Carlo Troia este singurul istoric de pe planetă care se ocupă cu o pasiune incredibilă de fenomenul dacic. El are în... nu în argumentație, argumentația este multiplă, sunt 3500 de pagini totuși în care el se exprimă. În perioada asta, noi nu putem decât să punctăm niște lucruri din acest... Se întinde și în timp și în spațiu incredibil de mult opera lui. Care sunt sursele pe care se bazează? Ca să avem și această bază... Surse grecești. Surse grecești, dar... Asta pentru istoria antică. Dar pentru istoria antică. El merge până în 1450. Merge până în istorie. Surse... El are în bibliografie numai la arhitectura gotică 200 de titluri. Aici sunt mii de titluri în bibliografie. Deci bibliografia acestui studiu făcut de Carlo Troia despre istoria geților are câteva mii lucrări pe care le-a cercetat. Sigur, nu. Asta înseamnă că acest Carlo Troia, că nu avea el toate aceste lucrări, a bătut bibliotecile. Lui a fost un tip uriaș ca om de știință, ca istoric. N-a avut așa ceva, dacă este unul din avocații pro domo a istoriei României. Nimeni nu a făcut așa. Ceea ce e foarte interesant este că opera lui n-a fost cunoscută de niciun istoric român. Pentru că, probabil, pentru că se intitula Istoria Italiei din Evul Mediu. Fără să vadă că în spatele titlului se ascund și realități despre noi. El spune așa că își consacră studiul, ce-am publicat eu sunt niște mici anexe pe care le-am selecționat din opera lui și le-am intitulat Argumente pentru rescrierea istoriei europene, pentru că sunt, asta rezultă din toate scrierile lui. Deci el spune așa, a fost o continuitate a istoriei geților, de la Decebal până în 1450, iată la 1453. Cu cine leagă la 1453? Pe Decebal. Nu pe Decebal, leagă Daci. Cu țările, cu cel puțin 7 țări care la 1450 se numeau Dacia. Vorbim despre, da, Norvegia, Suedia, Norvegia, Suedia, Olanda, Danemarca, dar și Germania. Pentru că, așa, statele baltice, Polonia, o parte din Rusia, o parte din Ucraina, toate purtau numele de Dacia. Sunt documentele epocii. Adică sunt documentele epocii, sunt corespondențe, sunt decrete, da. Sunt bule papale, sunt corespondențe între fruntașii daci de pe vremea aceea, sunt corespondențe între... regii Angliei din vremea respectivă între Alfred cel Mare și supușii și colegii lui din alte Alfred cel Mare care îl acceptă pe Rolo, de exemplu, ca Rolo vine pe siajul lui Imperiului lui Ermanaric. Rolo vikingul. Așa zisul viking. Da. Dar el era... Era dac dudărean și el vine cu tot grupul lui, debarcă în insula britanică și Alfred cel Mare dă un decret prin care recunoaște drepturi egale danilor, dacilor. Asta ne spune Carlo Troia. Citează Carlo Troia. Citează Carlo Troia. Documentele vremii. Documentele vremii, sigur. Dar s-o luăm de la început, continuitatea. Deci niciodată între daci și romani nu a fost o relație concordantă. Din momentul în care au fost învinși de Traian,
și distruși, au fost distruși, dar nu învinși, ca să fac o parafrazare la o celebritate. Atunci, după, imediat, s-au făcut remarcați ansii, care n-au murit odată cu Decebal și statului major. Ansii sau asii sau semizei, cei care au participat la acea coaliție extraordinară care a învins două legiuni romane și a omorât pe generali Opius Sabinus, pe Cornelius Fuscus, le-au luat stâmpi. Ca să înțeleagă toată lumea despre ce vorbim, este faptul că eroii care au condus acele lupte au fost considerați de populația getodacică ca semizei, da, pentru faptele lor eroice și au primit acest nume de ansi. Așa, ei făceau parte din dinastia Amalilor. Aveți aici lista acestei dinastii care cuprinde 16 nume, de 16 generații care s-au succedat, care după, de la Gapto. Gapto a fost unul, șeful dinastiei Amalilor din vremea aceea. El l-a făcut pe Amal, de unde a venit numele dinastiei, Ostrogota, Ermanaric din nou, Ermanaric cel Mare și mai departe Teodoric. Dar fiecare, destinul lor a fost în așa fel făcut încât s-au împrăștiat atât în sud-vestul Europei cât și în nordul Europei. În nord, într-o proporție ultramasivă. Deci prin Imperiul lui Ermanaric, care a fost, iar, cum să repetăm, cu contemporan cu alt mare istoric, alt mare rege, Constantin cel Mare, iată, Constantin este regele creștin și creștinat al împăratul romanilor, iar Ermanaric continuă să fie păgân față de Zamolxian și cu toate neamurile pe care se deplasează către nord, pentru că în vremea aceea, 320-380, apăruse fenomenul hunic, erau turbulențe mari în toată aici zona europeană. Aici o presiune a hunilor care a determinat o parte a populației din spațiul să migreze. O parte au migrat, o parte din ostrogoți s-au aliat, au fost supuși hunilor. Da. Dar altă parte, vizigoții au fost invitați de împăratul Valens ca să îl apere tot de huni. Ei s-au deplasat, au trecut Dunărea, acolo a avut loc o creștinare în ritul arian, a fost un măcel cumplit intragotii, pentru că n-au vrut toți să treacă la creștinism, pentru că ei credeau încă în Zamolxe. Au fost dirijați în timpul bătăliei de la câmpiile catalaunice din 450. Attila era sigur că pierde și a așteptat. Soarta s-a decis dimineața, pentru că toată noaptea se luptaseră, iar dimineața s-a constatat că Teodoric din familia Balcilor fusese omorât, unul din fruntașii dușmanii lui. Fiul lui Teodoric, Torismund, intervine și ia în mână toată soarta bătăliei, îi gonește pe huni, dar Aetius, generalul roman, constată că ăsta devine un potențial pericol pentru Imperiul Roman și îi îndrumă: hai, duceți-vă în Spania, că acolo e bine, v-ați lăsat oamenii. S-a dus în Spania și a întemeiat acea dinastie getică a regilor din Spania timp de aproape 500 de ani. Vreau să vorbim despre altceva, pentru că din discuția pe care l-am avut răiese că Carlo Troia discută despre faptul că despre componența germanică a populațiilor gotice. Ce spune el? Carlo Troia spune așa. Îl contrazice în primul rând pe Pliniu cel Tânăr, dar îl face praf pe Tacit. Tacit a scris în anul 100 Germania, în care îi amestecă pe germani cu goții. El spune așa, este
De necrezut că amândoi, și Pliniu și Tacit, au făcut o greșeală, de o greșeală capitală, au amestecat niște barbari cu niște valori. În sensul că goții, care se numiseră goți în urma problemei atunci de la, din timpul împăratului Caracala, așa, dar erau tot geți, ei bine, nu puteau să fie amestecați cu germanii care abia erau ascunși, erau în păduri, aveau un comportament total barbar și un limbaj sălbatic, în timp ce ceilalți veneau cu spiritualitatea lor, în timp profundă, spiritualitatea zamorxiană. Asta spune Carlo Troia. În același timp, da? Din ce am discutat pe această temă, da? Reiese că cu toate acestea, geții sau goții au înglobat și au asimilat niște neamuri germanice. Au asimilat niște neamuri germanice în timpul atunci când, în timpul lui Durpaneu, de exemplu, s-a făcut o coaliție condusă de Durpaneu, deci condusă de un dac, în care participau sciții, care erau tot un neam getic, și germanii. Și spune, voi sunteți consangvinii noștri, prietenii noștri. De ce? Pentru că între germani, o parte din ei, poporul cat, a fost cel mai harnic în ce privește receptarea învățăturilor lui Deceneu. Reamintesc că Deceneu, într-o săptămână, 4 zile, îi învăța militarie și 3 zile făceau educație. Cații au fost cei mai mari beneficiari ai învățăturii de luptă promovată de Deceneu. Cații au participat la această coaliție care au învins pe Domitian și face socoteala că Domitian, da, a fost obligat să plătească 2 oboli pe zi, 2 oboli, așa, pentru fie, nu pe zi, pe an, pentru fiecare locuitor al peninsulei italice, să plătească geților. Da, au fost niște război atunci, războaie, și s-a fost, da, o pace dezavantajoasă pentru romani, în care romanii au plătit subsidii anuale dacilor pentru a sta niște. Nu avem timp. Ce vreau să mai spun, cu timpul, goții, sigur, s-au luat, s-au adaptat, au evoluat și au devenit popoare civilizate. Carlo Troia spune așa că cei care au migrat în Spania, în Franța Galică, în Normandia, au făcut tot posibilul să propage credința ariană și au clădit, după arhitectura proprie, au clădit în arhitectură geto-gotică lăcașuri de cult. Ce aveau astea? Semnul distinctiv era arcul frânt, da? Ogiva, care era caracteristică locuințelor dacilor și în peregrinările lor prin Spania și prin Franța au diseminat-o în uși, în bolți, au ornat rozete, au pus turnuri și au dat naștere acelei arhitecturi care mai târziu s-a numit gotică, dar din aceste rațiuni, pentru că goții erau tot una cu geții. Asta spune Carlo Troia. Asta spune Carlo Troia. Ne-am propus să nu dăm noi sentințe, să stabilim adevăruri. Dar eu reamintesc că aici Carlo Troia are... Nu avem timp să mai intrăm în alte detalii. Nu avem, dar are un capitol care se numește Arhitectura geto-gotică. Da. Deci asta spuneam, că ce ne propunem noi prin acest serial este să prezentăm opinia acestor istorici occidentali cu privire la istoria strămoșilor noștri, fără să stabilim dacă este adevăr absolut sau este minciună. O prezentăm urmând ca istoricii să facă mai mult de ce. Esențializând, aș spune că Carlo Troia ne spune următoarele lucruri importante, și anume că arată că geții lui Zamorxis sunt strămoșii goților lui Teodoric, pune în evidență o continuitate a geto
da coget ogoților de și două, o demonstrează în 3500 de pagini. Și încă într-un minut, ce altceva mai face pe lângă ce am spus eu și ce ați mai spus dumneavoastră? Este cucerit pur și simplu de spiritualitatea getodacilor și a goților. Vorbind, de exemplu, despre meritele lui Teodorii, care a stăpânit peninsula italică după căderea Imperiului Roman de Apus, a stăpânit o timp de 33 de ani și a fost omul care le-a cunoscut legile, cunoscându-le legile, le-a impus legile geților. Asta e foarte asta interesant. Spune Carlo Troia. Cu asta cred că e cel mai frumos lucru pe care putem încheia acest episod. Cartea este de citit. Toate cărțile sunt de citit. Asta în mod special pentru că, iată, ne prezintă o perspectivă inedită asupra istoriei dacogetogoților, urmând ca istoricii să lămurească în final ce e cu goții, ce e cu geții, cât de mult sunt... Istoricii trebuie să lămurească, domnul Roxin, dar istoricii trebuie să țină cont și de părerea altor istorici. Sigur că acesta a fost un istoric uriaș, de o mare, mare anvergură. Vă mulțumesc și ne întâlnim la un alt episod.